Iar acum suntem la momentul în care a sosit un bus. Deci aici la Isaccea, diferența față de celelalte zone este că vin în etape pentru că depinde de sosirea busului. Chiar acum, la momentul ăsta, a sosit un bus. Sunt mulți copii, femei, sunt mașini mai multe care vor fi procesate. Aici, din ce am văzut, organizarea este foarte bine făcută. Există corturi în interiorul zonei punctului de frontieră, unde e portul Portocaliu, care îl vedeți și care va fi suplimentat acum cu încă unul sau două corturi pentru păstrarea copiilor, femeilor, până sunt prelucrate actele. Și sunt mai multe corturi unde sunt aproape de 100 de persoane care așteaptă prelucrarea documentelor de către IGI. Ei sunt solicitanți de azi. Deci ei rămân acolo până vin documentele de la IGI și după care se stabilește unde se cazează și tot. În afara punctului de frontieră există un loc pentru stabilirea locurilor de cazare, adică de o bază în locurile de cazare. Am văzut la stadion, există loc foarte bine organizat, cu alimente, cu apă, cu tot, cu căldură, unde sunt oameni acolo cazați temporar. Și colegii de la ISU împreună cu autoritățile județene, autoritățile locale, cu voluntari, am văzut mulți voluntari și le mulțumim, am văzut translate voluntari aici, care au venit să ajute. Cu ei stabilesc transportul, sunt microbuze, sunt mașini care duc oamenii către locurile de cazare. La ce vă așteptați? Pentru că noi suntem de 3 zile aici, vedem că fluxul e din ce în ce mai mare. Fluxul, din păcate, este posibil să se mărească. Și pentru asta vine, de exemplu, aici, la Tulcea, a fost trimisă o tabără suplimentară cu corturi din Constanța, care urmează să sosească. Câți refugiați poate în total România să... Și corturile să fie instalate acolo unde este nevoie. Bineînțeles, sunt locuri identificate de noi, unele voluntare și unele, bineînțeles, contra cost. Acum se ocupă locurile voluntare, la guvern se lucrează pe acte normative pentru toate aspectele de plată, de decontări, de tot, și vor fi folosite și locurile unde se plătește contra cost, dacă se va ajunge și la ei. Și vă gândesc că se va ajunge și la ei. Știți că de mâine vine și pot cadre de emisori fiscului exact în această zonă. Tocmai pentru asta am discutat acum și urmează să avem o scurtă ședință, să suplimentăm numărul corturilor ca să nu rămâne bine afară. Corturile au un grad de încălzire. Cum am zis, soluția lor este temporară până mutăm oamenii în alte zone de cazare. Câți refugiați poate primi în România în acest moment? Ați făcut calcul? Doamnă, noi avem locuri, cartografiat, locuri care sunt, să zicem, introduse într-o bază de date care depășesc 400 de locuri în toată țara, nu numai la zona de graniță. Dar asta includ și locuri în hoteluri, și în cămine, și în săli de sport și așa mai departe. Să vedem care va fi fluxul și se va adapta toată lumea pentru a primi orice vine. Deci trebuie să asigurăm oricum sprijinul. Dar ce este important de spus, că din toți care vin, puțin cer azil la acest moment. Restul pleacă mai departe sau pleacă la rude sau ei și-au rezolvat cazarea lor. Deci la acest moment sunt puțin din cei care intră, care cer azil și care trebuie să-i asigurăm cazare de lungă durată. Mulțumesc!